Campania de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice organizate de către firma Braicata au continuat și în această lună. Miercuri 27 iulie au fost vizate localitățile Nicolae Bălcescu și Măciuca. Echipamentele vechi, care se conectează la prize sau funcționează pe bază de baterii, fac parte din categoria deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Este foarte important să colectăm separat toate tipurile de deșeuri, iar acestea să ajungă la reciclat. Deși toate deșeurile depozitate necorespunzător sunt problematice pentru mediu, în felul lor, deșeurile de echipamente electrice și electronice se remarcă prin multitudinea de probleme pe care le cauzează atunci când sunt aruncate întâmplător. În primul rând, deșeurile de echipamente electrice și electronice au în componență substanțe toxice, care ajunse în mediu, poluează atât pânza freatică, cât și mediul înconjurător, iar apoi pot să ajungă și în alimentele pe care oamenii le consumă și pot afecta și sănătatea oamenilor. Elementele chimice care se regăsesc în unele dintre componentele din care sunt realizate aparatele electrice și electronice sunt extrem de nocive pentru om atunci când sunt aruncate la întâmplare în natură. De exemplu, freonul din instalațiile frigorifice și aer condiționat este un gaz cu efect de seră care degradează stratul de ozon. Echipamentele electrice și electronice conțin și compuși valoroși care trebuie reciclate, spre exemplu cum ar fi argintul, platina, aurul, care sunt resurse epuizabile și este bine să le reutilizăm și să le reintroducem în circuit. Ținând cont de aceste aspecte și primarul localității Nicolae Bălcescu a achesat la acțiunea de colectare responsabilă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Avem un parteneriat cu asociația RESPO, împreună cu societatea Braicata, cu care colaborăm de multă vreme și foarte bine. Vrem să eliminăm deșeurile electrice și electronice. Intenția noastră este să conștientizăm cât mai mult populația să nu mai arunce peste tot felul de gunoaie, nu numai electrice și electronice, să țină o localitate curată și să fie conștienți că numai așa putem să facem o țară ca afară, cum toată lumea își dorește, dar din păcate nu prea respectă ceea ce trebuie. Să țină ordine și curățenie. Marea majoritate a cetățenilor localității Nicolae Bălcescu au conștientizat beneficiile privind curățenia localității, care este vizitată de tot mai mulți turiști, precum și sănătatea prin colectarea deșeurilor cunoscute generic sub denumirea DEEE. Cetățenii din localitatea dumneavoastră, cum au răspuns aceste acțiuni? Cetățenii au răspuns ca de fiecare dată pozitiv, colaborează și noi îi înștiințăm pe toate căile și prin mass media și pe Facebook și pe alte instrumente prin afișare și își fac datoria, colaborează. În urma acțiunii de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice din localitățile Nicolae Bălcescu și Măciuca, au fost colectate aproape 2000 de kilograme de deșeuri provenite din echipamente electrice și electronice.